Conducerea spitalului a descoperit o nouă metodă în vederea depistării eventualelor nemulțumiri pe care ar putea să le aibă pacienții legat de cadrele medicale sau condițiile din spital. Așadar, fiecare secție a spitalului a fost dotată cu o urnă în care sunt depuse chestionarele. Acestea sunt înmânate pacienților care se internează la spitalul din Târgu Jiu. Absolut în orice secție există o urnă unde pacienții, dacă doresc, își trec numele, dacă nu, rămân anonimi, unde trec absolut toate observațiile pe care le-au de făcut referitor la îngrijire, tratament, comportament al salariaților și din acestea vă spun că ele fiind anonime ar putea să scrie orice, nu sunt mai mult de una, două sesizări negative anual. Nemulțumirile oamenilor sunt legate în mare parte de curățenie. Conducerea cunoaște aceste chestionare, le analizează și a măsurile care se impun. Cam ce îi supără? Câteodată, eu știu, se gândesc la curățenie să fie perfecționată și diverse alte solicitări. Pacienții internați văd această metodă luată de conducerea spitalului ca fiind una bună, însă se declară mulțumiți de serviciile oferite în spital. Mie nu mi se pare ceva de schimbat pentru că vin de 13 ani aici în spital și nu văd. Deci avem tot ce ne trebuie, se poartă frumos cu noi, bineînțeles. L-ați completat formularul? Da, da. Ce să mai modifice? Absolut nimica, pentru că totul... Mâncarea e destul de bună. Pentru spital ce... Carne în fiecare. Da, carne avem în fiecare zi. Nu este ca să ziceți că să ne plângem că nu avem mâncare sau nu avem ceaiul sau nu avem... Avem de toate. Tot pentru o mai bună colaborare cu pacienții, conducerea spitalului va monta camere de supraveghere pe secții pentru a putea monitoriza atât pacienții cât și cadrele medicale. Asta în cazul în care vor exista nemulțumiri avute de pacienți la adresa cadrelor medicale.